Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, sunt aici împreună cu Pisica. Bună! Și astăzi vom face noua mașină din GTA și e anume un Nissan 240Z, îl vedeți în toată splendoarea. Bă, niște mașințe care, în opinia mea, arată destul de bine. Am zis că se și tunează bine? Da, se tunează foarte bine. Poți să le pui aici un gemuleț să se vadă motorul, e foarte mișto. Oh, șmecher! Bă, abia aștept să le vedem. Nu uitați să apăsați și voi butonașul de like dacă vă place seria noastră de GTA Online și dacă vă mai doriți în continuare episoade. Mihai o să vină și el când o să aibă timp, dar astăzi, din păcate, nu a avut timp să filmeze cu noi, dar pe viitor va veni și el. Bun, hai să vedem noi. Uite, hai să mergem la... La care e spray? Că suntem aproape de spray-ul celălalt. Hai să mergem la aeroport, că de obicei nu mergem la ăla. Hai să mai schimbăm așa drumul. Okay. Îmi place foarte mult cum arată stilul ăsta, așa că e o mașină mai veche, știi, ca... Da, îmi place interiorul foarte mult, că e... cu lemn așa, știi, bă, să știi, mișto, arată bine. Sunt foarte curios dacă merge să schimbi interiorul ăsta, știi? Nu știu asta. Pentru că la unele nu că merge, dar merge să colorezi, să schimbi culoarea, știi? Și o să vedem acum imediat ce merge să schimbi la ea, dar asta e fix Nissan 240Z, cred că e cel puțin. Pentru că am dat un search pe Google la imagini, să caut și o mașină, știi, să mă uit, bă, și e... Până și oglinzile, am văzut că și oglinzile sunt la fel. Da, poți să le schimbi, poți să le faci rotunde, așa... Păi acum eu le am rotunde. Nu, vezi în spate când te uiți la ele, sunt așa în formă de rachetă. A, am înțeles, am înțeles. Poți să le faci ca la biciclete, știi? Ha, lol. Dar sunt mai aerodinamice așa cu forma asta, în opinia mea, nu știu, așa mi se pare. Da, na. Ia să vedem, pe unde ești? În spatele tău. Sunt curios, ia stai o secundă, să văd dacă eu pot să... A, deci așa s-a prins farurile. Vehicles doors all. Ok, ia stai să văd eu cum arată la motor și astea. Sunt foarte curios. Deci la motor, bă, arată bine, mă. Arată binișor așa, adică... Chiar n-are cine știe ce motor. Mie personal îmi place. Și faza interesantă este că, uite, dacă te urci în mașina asta, o să scrie acolo jos Carin 190. Ce scrie? G? Sau ceva de genul, știi? Adică scrie și... What the fuck, Max? Ai văzut ce e asta? Am văzut că e ceva pe laterală care se deschide, nu știu. What the fuck? Ok, ce drăguț. Cine știe ce-i trapa aia mică din laterală să ne zică și nouă, pentru că eu habar n-am. Bun, hai să mergem cu ea la tuning. Tot așa mergi? Da, hai să vă arăt și în shop, apropo, la Legendary. Nu știu de ce au băgat-o a doua, deși asta e nouă, e apărut astăzi. Dar au băgat-o după, asta trebuia în locul ăsta, în fine, au greșit locul. Asta e treaba lor. Oricum, noi știți, de obicei vă arătăm când se lansează un update, mereu vă arătăm ce este nou. Avem și de domni mecanici aici. Nu o să stăm foarte mult la tuning, pentru că vrem să facem și altceva în acest episod. Dar totuși... Vrem să vă arătăm mașina și să vedeți cum este. Bun, arch covers. Eu am crezut că mașina asta e muscle car. Bă, nu știu ce e, sincer. Nu, e sports clasic. E sports clasic, da, și eu mă gândeam că nu sună motorul neapărat ca muscle. M-am uitat la roți, știi, bă, și n-am văzut mai groase. Îmi plac chestiile alea, arciurile pe laterală la roți. Super șmechere. Nu știu dacă să le pun secondary bolt sau să le fac așa. Uite, ăsta arată... Șmecher, dar și ăsta în același timp arată șmecher. Cred că îl fac așa. Arată foarte interesant. Trimmed arch, armor, hai să punem armură pe ea. Brakes, punem brakes. Bumpers, ia să vedem ce bumperuri, lol. Ce bumperuri avem. Ce asta? Ceva care să arate bine, vreau. Ceva care să arate super șmecher. Uite, astea sunt de alea de competiție. Cred că ultimul, sau nu ultimul, drift bumper. Ăsta îmi place. Arată bine. Ce poponeață are, dar îmi place. Îmi plac ăștia de la Rockstar că au băgat o grămadă de chestii de tuning. Mai nou acum, știi, la mașinile astea pe care le lansează. Mașinile vechi parcă nu au atât de multe chestii de tunat cum au astea noi. Știi? Bose Support Kit. Îmi place, îmi place. E o chestie cu care n-am mai văzut. Nu-mi place chestia asta. Nu înțeleg nimic din ea. Support Kit, nu știu exact ce e, dar n-am mai văzut la alte mașini, așa că... Mi se pare interesant. Oh, poți să-i schimbi, oh my god, poți să-i schimbi motorul, Max. Pe bună? Ah, da, lol. Culoarea, cred. Nu, ai multe chestii, fii atentă că ai o grămadă de chestii. Lol. Și tocmai ce a spus Max, nu o să stăm... Păi da, dar nu știam câte chestii poți modifici. Mamă, ce șmecher e. Frate, Chrome Detail mi-am luat pe el, Engine Tunes, ăla e upgrade-ul, așa, Brace Bar. A, bara aia din mijloc, mamă, ce mișto e. Cred că ți te lasă să-ți modifici motorul, știi de ce? Că ai zis tu că poți să spui geam la motor. Da. Și ca să se vadă frumos, știi? Mă gândesc. Cred că, eu nu prea știu ce să bag. Lightning Racing Strut Brut, Engine Detail, GT Kit. Pisici, de unde să știu eu asta? Oalei, ia uite-mă cum are. Oale cu sarmale. Asta schimbă și radiatorul din față. Frumușelule, uite aici țevile de eșapament în laterală prin găurica aia de întrebatul, dar ce e aia? Bă, îmi place rău de tot, adică n-ai ce zice, mașina chiar arată bine. Hai să vedem țevile de eșapament, poți să scoți de tot țevile, vented exhaust, poți să scoți de tot, dar nu vreau, cum să scot țevile de eșapament? Nu le scoți de tot, Max, tocmai am zis. Ți le pune pe sus! Ai văzut unde le pune? Da, am văzut. What? E prima mașină care văd că le scoate pe laterală, pe acolo, ai nebunit? Și le scoate și pe laterala aia unde am zis eu că nu știu ce e trapa aia. Da, așa am zis și eu. Wow. Vreau să fie cu vedere la motor. Da, uite, dacă le scoți pe sus, parcă arată mai bine. Prin aia de motor, decât pe laterală. Poți să-i scoți de tot capota, Max. Pe bune? Să fie totul la vedere. Oh my god. What the fuck? Ador mașina asta deja. Băi, nu știu ce să facă acum, să-i pun doar gemulețul? Explosive grill, stai să văd și cum arată. Cred că aleg așa. Grilla văd că poți să o modifici. Stock grill. Carbon diamond o să-i pun. Hood. Unde ziceai tu că poți să-i scoți? Ah, poți să-i pui gemuleț sau să-i scoți de tot? Da, la remove acolo. Wow, what the fuck? Da, exact, și ce fac? Că nu știu ce să aleg. Bă, gemulețul arată mai elegant, în opinia mea, acum nu. Da, arată mai bine. Stai să văd alt model. Poți să-i scoți de tot dacă vrei. Nu știu, parcă arată dezbrăcată, așa știu. Arată dezbrăcată și arată ca și cum e stricată. Zici că tocmai ai făcut un accident. Carin. Nu, și mie mi se pare mult mai elegant, gemulețul ăla. Pe mijloc, mi se pare foarte ok. Ia, uite, zici că e ca la bicicletă. Ce drăguț e. Da, îmi place gemulețul, se potrivește și cu restul mașinii. Chiar arată bine. Trebuie să mă gândesc la ce culoare să fac. Xenon. Nu știu, mie mi se pare că mașina asta ori un roșu, ori un albastru și fac eu dacă ar fi color. Bă, dar nu am și eu pe roșu? O clingi lese? Livery? A, lol, are și livery. Cred că le fac așa. Ai văzut livery-urile? Da, le-am văzut, am pus unul. Bă, arată mișto, rău de tot. Mă fac, dar e prea mare și nu-mi place. Toată parcă purt. Uite asta, parcă pare elegant așa. E frumușel ăsta. Suspensii. Parcă. Uite, ăsta îmi place. De aici. Ăsta sau unul simplu, sau nu, ăsta mai degrabă. Ăsta să fie cât mai simplistă. Așa, mirrors. Nu, asta spui de alea de biciclete. Da, eu mi-am pus de biciclete. Eu o să mi le pun pe alea alalte din mijloc. Că erau câteva în mijloc. Respray. Primary color. Metallic. Hai să văd cum arată pe... Oh, aia verde îmi place rău de tot. Aia verde îmi place rău de tot, dar nu pot să o pun. Și pe galben arată rău. Arată bine, dar... Hai să vă uit la respray aici. Primary. Un albastru, poate. Pe metalic ai dat sau pe mat? Pe ce ai dat? Am dat pe metalic, mereu. Ultra blue o să-mi fac eu. Îmi place pe albastru. Secondary chrome. Ia să văd ce... A, chrome sunt mânerele. Ok, mânerele le facem chrome. Trim color. Poți să modifici... Nu poți să modifici lemnul, dar poți să modifici interiorul. Să fie ce culoare vrei tu. Am să fac albastru. Un albastru mai închis. Uite așa, Crew Emblem nu vreau să-mi pun. Spoiler, ia să vedem la partea de... Oh, mamă, ce nebunie de spoilere. Mamă. Ai văzut că la secundare n-ai cine știe ce detalii. Cred că o să le fac un roșu aprins. Am pun spoilerul ăla mare în spate. Eu l-am pus la race, nu știu cum. Dar e uriaș și e susținut. Deci chestia aia, ca să poată să ți-o țină, e susținut de niște chestii. Suspensia în jos, transmisia, bam. Turbo, bagă-i turbo, wheels, Roțile le-aș lăsa pe astea care arată bine, dar nu știu ce să zic. Cred că le las pe astea. Tires, tire design. Bulletproof tires. Tires mă black. Windows le facem negre așa. Bă, uite, la asta chiar am avut ce să tunez, știi? Adică wheels, wheel time. Mai am să mai bag lumină jos. Neon. Uite, un tuner wheel îmi bag. Red. Cred că... uite, asta o să fie. Și o să vreau să le fac culoarea. Hai să vedem. Poate roșu? Red. Garnet Blaze Red. Hai că n-arată rău. N-arată rău deloc. Și eu la fel. E bine că e zi afară. Drăguță. Drăguță, drăguță. Bă, să știi, chiar îmi place cum ți-ești. Chiar ești șmecheră. Acum, știi care e faza? Mă gândesc. Mă gândesc cum ar fi arătat cu asta, cum îi zice. Cum ar fi arătat cu capota aia scoasă. Hai să ne scoatem. Crezi? Să încercăm. Da, e interesantă chestia asta. Da, că știi, nu poți să-ți faci mașinile, cel puțin mașinile lansate până acum, nu puteai să scoți capota. Știi? Bă, nu știu, acum... interesant. Na, poți să ți le scoți, poți să nu ți le scoți, da? Unde era? La Hood. Hood. La Remove. Stai că nu... gata, l-am găsit. Remove. Da. E interesant, n-am ce zice, dar nu, mai mult îmi place cu capota pusă. Și cu gemulețul. N-ai ieșit afară? Am ieșit. Am pus-o la loc, pentru că nu... Am crezut că vrei să ieșim așa afară. Nu, mi se pare mult mai elegantă cu gemulețul pe mijloc. Și un gemuleț ca lumea a făcut, știi? Ia stai așa. E de foarte mare calitate, cel mai șmecher din Los Santos. Gen, mai sunt și altele, dar nu... Mai sunt și alte mașini cu gemuleț, dar nu erau atât de mari gemulețele. Stai, unde eram, mă? Vehicles, Vehicle Doors, Vehicle All. Ia să vedem. Da, e frumos, e frumos. N-ai ce zice, e o mașină frumoasă. Chiar arată bine, deci chiar arată bine. Mi s-a închis capota singur, what the fuck? Am venit eu aici, s-a făcut curând. Și tu ți le-ai pus pe laterală, dar uite, de exemplu la mine, dacă eu mă duc, de exemplu, stai o secundă, mobile, vehicles, vehicle doors, non. Bă, închide-te. Tu vezi ce face? Închide-te. Uite-te la țevile de sus, să-mi zici dacă vezi flăcările. Da, stai că posibil să nu văd. Ia. Le vezi? Nu le vezi, nu? Nu le văd, Max. Da, dar vezi măcar fumul care iese deasupra capotei? Da, să-l văd. Mi se pare tare chestia. Eu am pus în laterală, deși mă încântă și pe mine ideea să-l pun pe capotă. E mișto așa. Fumigenă pe capotă. Îmi place că sar flăcările pe capotă, știi? Asta mi se pare. Bă, hai să vedem cum se conduce acum. Să mergem așa puțin cu ea. Arată bine rău de tot. Adică sunt unele mașini care... Mie mi se pare cel puțin la asta că nu e neapărat foarte unică neapărat. Adică am mai văzut și alte mașini GTA care arătau similar. Da. Dar nu am mai văzut tuning-ul de genul ăsta niciodată la nicio mașină, știi? Și cred că asta încearcă băieții ăștia de la Rockstar să facă. Adică să bage un gen tuning foarte șmecher pe niște mașini pe care poate nu par așa de șmecherii inițial. Știi? Ia să vedem. Te ții? Da, sunt în spatele tău, nu vă gândiți acum că sunt cele mai rapide mașini sau ceva de genul ăsta, că nu sunt, adică clar nu sunt. Dar sunt niște mașini mișto. Dacă e să-ți o iei, știu că sunt unii oameni care, de exemplu, sunt colecționari de mașini în GTA. Știu. Și chiar vor să și le ia pe fiecare în parte și tocmai de asta vrem să facem și noi episoadele astea pentru cei care, bă, chiar vor să afle toate noutățile din GTA Online și vor să știe ce e nou. Și merită să iei chestia aia, îmi place oare și asta vreau. Adică, decât să vă dați voi banii pe ele și pe aia să regretați, să ziceți, bă, nu mi-a plăcut cum e mașina sau ceva de genul ăsta, mai bine le luăm noi, le vedeți la noi și dacă vă plac, le luați și voi, dacă nu, știi? Cam asta e toată șmecheria. Bun, hai să vedem, ia, vin încoace. Stai că vin acum. Ia uita pe pisica. Da. Ia uita pe pisica. Era o zonă pe aici, uite asta. Ia fii atentă, ia vină încoace. Și știu că dacă faci gălăgie pe aici, ies ăștia să te certe. Eu să văd dacă mai merge chestia asta. Păi dacă încerci cu o armă, s-ar putea să fugă. Ia. Nu, uite, uite că au apărut. Vino încoace și trage și tu cu armă. Și ai grijă. Da, sunt niște băieți aceia care ne fac nouă probleme și trebuie să ne ocupăm de ei. Am fost angajați. Da, tu știi... A, uite acum unde apare. Vezi, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Ai grijă că și-a trag la cap, da? Deci nu-s chiar... Ulu. Ia că am venit cu... Am venit cu cățeaua, am venit cu cățeaua. Ce e cu prostia aia? Eu cu minga nu frate. Mamă, ce i-am ciuruit! Cred că vin din spate acum câțiva. Bă, băieți, bă, ce faceți, mă? Ouleu! Ouleu! Și tu ai murit! Da, da, am ieșit după colț și instant. Da, și eu am murit. Da, mă, că trag, au minigun și ei, să știi. Dar ți-am zis, îi trag foarte, foarte bine. Cel puțin unii dintre ei sunt extrem de buni. Da, ăștia ce sunt mai aici? Nu sunt muncitori? Nu sunt muncitori, sunt niște oameni secreți aici care... Vezi, o gașcă, un gang. Și... Tocmai am eliminat, headshots 5, total kills 12. E mișto că îți dă și experiență la chestiile astea. Și poți să te duci la fiecare gașcă de asta din oraș să o elimini dacă vrei. Da, dar o să-ți apară de fiecare dată, nu elimini de tot. Bine, nu elimini de tot, dar faza e că faci experiență și faci level de pe ăștia. Faci destul de bine, adică nici măcar nu trebuie să faci un loading în altă sesiune sau ceva, știi? Chiar foarte ok, aș putea să spun. Ia, hai să mergem în continuare, să vedem ce mai găsim pe aici. Pe acolo, dacă mergeam în dreapta, era apartamentul nostru, din ce știu. Și pe aici e zona asta cu viluțele, știi? E plin de viluțe. Asta îmi place mie foarte mult, e mișto. Totuși e interesant, știi? Pentru că ăștia de la Rockstar au reușit să recreeze jocul ăsta exact cum e în realitate. Adică chiar așa e în realitate. În Los Angeles. Noi dacă vom merge vreodată în Los Angeles, o să știm harta pe de rost? Mamă, eu mi-aș dori să merg. Nu o să avem nevoie de niciun ghid, de nimic. Tu-ți dai seama că gen... Zic, bă, uite, bine, pe acolo v-am plimbat cu nu este copie 1 la 1 după Los Angeles. Dar totuși ai să recunoști multe zone de aici, știi? Chiar ai să le recunoști. Uite, de exemplu, dacă mergem pe aici, undeva acolo e observatoriu, cred. Da, parcă ăla sau parcă... M-am uitat la niște videouri, frate, era gen... Sau filme, sau că vă să mă dată un film... Frate, și era fix acolo podul ăla unde e apa aia jos. Da, mică, da, da. Știi, erau niște mini-cupere care au trecut așa. Și zici, bă, ăsta e GTA cumva? Da, zic, bă, uite, arda de GTA, era așa de fericit. Ei, bă, nu e GTA, e Los Angeles, că e practic aceeași chestie. Aici cred că ajungem la viluța lui ăla. Ah, uite, uite-l pe Gigel ăsta, ia fii atentă. Nu că acesta are ceva. Vreau și eu un pepene. Domnul, câte pepenele? Uite, tu vezi ce are asta aici? Ia vino să vezi. Vino să vezi. Știu asta, uite, cu două portocale și o banană. Ce părere aveți, oameni? Nu, tu pleacă de aici. Plec, da, da, foarte multe. Extrem de multe. Bun, oameni buni. Asta a fost episodul de azi, am vrut să vă arătăm mașina, am vrut să ne plimbăm și noi puțin cu ea, să vă dăm o părere. Părerea mea e că e o mașină foarte ok. Pentru 900.000 merită toți banii, sincer. Nu e o mașină în care să faci curse. E o mașină cu care să te duci la un car meet, dacă e, sau ceva de genul. Da. Dar, oricum, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!